m-am rătăcit prin chintele și aldeile astea și m-am trezit cu un cățel după mine. Are zgard, e tare prietenos. A apărut așa tamniseam lângă pedală și de vreo 2 km mă urmărește. Mă gândesc cum să-i găsesc, oare stăpânul, prietenul biped. Să-l duc la primărie, azi e 2 zile după Revoluție. Să-l las la vreun gospodar de aici. Cred că n-au nevoie. Sărașii nici garduri n-au. Să-l iau acasă nu pot. N-am casă. Și merg spre casă cu avionul. Acolo nu-i voi. Am luat bilet ieftin. Numai eu și rucsacul în cap. Opa, un iepuraș acolo. De vreo câteva luni. Țop, țop. De aici e gard. Și din coașe e cuțul. Cuțule, am ajuns la răscruce. Unde mergem? Eu l-așteaptă să mă mișc eu și atunci aleargă de urmă. Ia-l la vale, că e mai ușor. Am încercat să pedalez cât pot de repede la vale, dar după vale vine deal. Și el mă ajunge din urmă. Mașină fidelă. Poate animalul ăsta știe mai bine decât mine drumurile pe aici. Știe ce are de făcut. Dar lasă-mi impresia că-l salvez, că pot să-l salvez. Să-l duc spre civilizație. S-ar pierde el, că sunt mulți oameni pe aici, dar pe mine m-a văzut în mișcare și cu limba de un cot, hai după bicicletă. Da, da, mănâncă iarbă. Apă băut din baltoace, eu nici apă n-am. Lași vei cum miroase eucaliptul. Așa. Dar și părerea e dacă ne prinde o leacă ploaia. Ha? Pe tine te-o mai plouat, dar pe mine de mult nu m-a plouat. Grivii. Am vrut să-i propun să rămână cu oile, dar aici văd că latră mult ca el. Ială la stână. Și zic unii și unele că sunt om rău. Dacă trage cățelul la mine, simte el bunăciunea, bunătate de om. Nu? Opa. Era să dau prin grupi. Vii? Hai! Tărcuș, dă-te încoace să vezi scrie pe zgardă. Pe cai, nume, număr ceva. O fi fiind cunoscut și proprietarul, nu? Sau persoana responsabilă de tine. Rochi ești. Bine, Rochi. Dar cui ești tu dacă ești așa Rochi? Tot aici trebuie să scrie, nu? N-are nici un semnic. Cum să-mi dau seama? Hm? Eu sper că la primărie știu să se lămurească așa cu cei ca tine. Sper că nu mă strochește, amuș. Curceluș, întâi e tulburat apa așa pe obiei, da? Așa, la răcoare. Te duc în sat, dar nu știu din care sat ești. Credeam că n-are nimic grijă de drumurile astea, dar văd că chiar recent o mers și o nivelat. O fi administrație, o fi oameni. Pare drum public. Chiar și avioanele zboară pe aici. Cât mă uitam eu după avioane, Rochi a dispărut. De-am de un minut nu-l văd. Și-o fi găsit alt obiect de interes.
Parcă n-am întâlnit bicicliști în cale. Poate cineva strângea aici la plută, la conuri de pin. Că Măslin Link nu s-o copt, la toamnă. Ori s-o spărie de monstru ăsta. Asta-i.